dragilor, astăzi e sâmbătă, cred că e 21 ianuarie. Mergem un pic până la Someșurece. Am zis că să și cronometrăm cât facem într-o sâmbătă până la Someșurece. E 1.57 acum. Am vrut să ieșim de dimineață, să mergem toți cu Diana și cu Patrick, dar era prea frig. Și acum Patrick s-a pus la somn, Diana a zis că ea rămâne, că e prea frig să vină și ea, și m-am pornit până la Someșurece să vedem. Facem un mini clip de iarnă cu mașina, dacă tot e vreme bună și am avut un pic de timp. Și am zis, hai să vedem și cât timp facem până acolo, mergând prin Florești, să vedem dacă e aglomerat și revenim cu video de pe drum. Acum am intrat în Someșurece, lacul de la intrare rece și înghețat. E 2:26 de minute, 29 de minute am făcut până aici. Acum mergem să căutăm ceva drumuri pe care putem urca și colinda să testăm un pic mașina. Am găsit pe aici o cărare. Mergem să vedem unde duce. Am urcat până aici, dar se pare că e un drum înfundat, o să trebuiască să întorc, să mă întorc înapoi. Este aici un pic de gheață, vreau să văd, oare trec peste ea, trec prin ea, o spar, ce se întâmplă. Pare destul de tare. Aici este ceva... Da, o pârâf, scurgeri care vine de pe munte, când se topește apa. Cam așa arată. Am pornit și LED bar-ul. Se vadă mai bine. Opa, este ceva cărare pe aici. Hai să încercăm să vedem dacă reușim să ieșim pe aici cu Jimmy. Sunt urme de pași. Pare că mai a fost cineva pe aici. Hai să încercăm să ne aventurăm un pic, să vedem. Sunt numai singur, nu e recomandat. Dar sperăm că nu o să fie nimic rău în partea cealaltă. Să bată vântul și să fie tot mai frig. N-am venit de mult, dar vântul e tăios.
Aici am dat pe un pic de gheață. Am derapat un pic. Da, e ok. Așa. Numai sticlă sub zăpadă. Așa e peste tot. Am trecut de curbă. Mergem mai departe să vedem ce mai găsim. Cred că ieșim aici pe alt drum. Trebuie să vedem dacă mai stăm sau mergem spre casă. Aici sunt zăpadă plin de gheață, cum am văzut, se pare că mai a fost cineva pe drumul ăsta și înainte. Așa e până sus. Și acum începe să ningă. Super tare! E capabilă. Cauciucurile ar trebui totul schimbate. Nu sunt cele mai bune. It's all terrain. Ar trebui niște simexuri. Dar e fain, e fain peisajul, e fain locul. Să văd dacă mai filmez ceva sau dacă merg spre casă. Mai aici vlogul pe malul apei, malul lacului Tarnița. A început să bată deja vântul foarte tare, frigul se simte, ninge ușor. Aici o să fie acțiunea de care vă vorbeam, spre sfârșitul verii. Pe scurt, o să fie o acțiune civică pentru mediu, benefică mediului, credeți, și turiștilor, celor care o să vină după aceea aici. Așa că dacă vreți să știți mai multe detalii, dați subscribe la canal și urmăriți în continuare videoclipurile cu detaliile despre acțiune. Come on.